Tragi prieteni, vă salut astăzi, vineri. Mă gândeam să spun bună dimineața, dar ea nu este deloc bună. Cu regret, avem tot mai multe persoane care sunt lovite și pleacă din viață din cauza COVID-ului. Dimineața am aflat despre trecerea în neființă marelui om al poporului nostru, Nicolae Dăbija. Eu vreau să aduc condoleanțe familiei acestuia, celor apropiați. De asemenea, cum vreau să aduc condoleanțe și rudilor, celor apropiați, celor 37 de persoane care ieri au decedat și total avem aproape 4.000. Trecem printr-o perioadă foarte dificilă pentru neamul nostru, pentru Republica Moldova, pentru populație și în această perioadă, poate mai mult ca niciodată, este foarte important să fim uniți. Eu mă refer aici chiar și la oameni simple. Eu personal am avut nefericirea în aceste 10 zile să fiu la 3 sau 4 mormântări, la 4. Inclusiv o rudă foarte apropiată, verișorul meu cel drept, la Sadu a plecat și am fost la mormântare. Este o perioadă, din nou, sunt clipe foarte tragice pentru fiecare familie din Republica Moldova. Și cei care și-au pierdut apropiații, dar și cei care trăiesc cu frica în suflet, că ce va fi cu apropiații lor în timpul cel mai apropiat. Mâine ce va fi, poimâine. Noi cu toții avem spaima să nu se îmbolnăvească părinții noștri, care sunt la o vârstă înaintată și atât mama mea, socrii mei de la Moldova, ca și fiecare dintre dumneavoastră care retrăiți în fiecare zi. Și eu cred că marea majoritate a cetățenilor Republicii de Moldova, și dumneavoastră, și eu, și cei care sunt în afara țării, ne dorim ca cei de care depinde ceva în această perioadă, să fim mai cooperanți, să lese ambițiile politice într-o parte, să nu caute cochete de cai morți la Condrița, să nu caute cine și ce telefoane cumpărat, dar să ocupe de lucrurile care oamenii așteaptă. Cu regret, noi vedem că unii conducători ai statului, mă refer la instituția prezidențială, președintele țării, în loc să se ocupe de problemele oamenilor, caută cum să facă show-uri de prost gust și să discute de lucruri care nu au nimic cu agenda și cu suferințele oamenilor. Eu, cu aceasta am vrut să încep emisiunea de astăzi, live-ul de astăzi. Aici sunt și mai multe întrebări, dar cu un apel din nou la clasa politică. Oameni buni, dragi oponenți politici, nu vă consider dușmani, voi mă considerați dușmani și faceți în fiecare zi tot felul de prostii, neghiobării în adresa mea personală. Credeți că sunteți încă în luptă politică, în război politic, în alegeri, pe baricade? Lucrurile astea nu contează absolut nimic. Absolut nimic nu contează pentru oameni simpli. Nu contează absolut nimic atunci când îți pierzi om apropiat, rudă, tatăl, mama, soțul și așa mai departe. Luptele voastre politice rămân în altă ieră, în altă planetă, în altă lume. De aceea apel către doamna președinte, lăsați ambițiile. Apucați-vă de lucru. Eu nu mi-am permis niciodată față de fostul președinte până la mine, fiind în mandatul de președinte 4 ani, să scocioresc prin dulapurile de la Iorga, de la președinție, și să caut de ce smanin față de fostul președinte. Ce faceți voi? Dă dovadă de slăbiciune, impotență politică și de administrarea treburilor statului. Atunci când nu poți rezolva o problemă, de ce te legi? Cauți cum să sustragi opinia publică. De aceea, chiar la începutul acestei emisiuni, din nou, acum și mergem pe agenda noastră ca de obicei, cu întrebările de la media, cu întrebările online, condoleanțe tuturor care și-au pierdut rudele, pe cei apropiați, puterea nouă tuturor să trecem peste această provocare, minte unor conducători de stat care, în afară de ambițiile înguste politice, nu văd nimic, poate se vor trezi în ceasul al 10-lea și vor înțelege că este necesar dialog pentru a depăși această criză. Întrebările care au fost astăzi adresate din partea mass media. Sputnik, dacă criza politică va perpetua, va dura, ați spus că nu mergeți la suspendare președintelui. Dacă intenționați sau nu să modificați Constituția, să ne spuneți mai concret în ce vor consta aceste modificări. Noi putem să mergem cu suspendarea președintelui. Și sunt și
Ferul, sunt ferul convins că 67 de voturi, cel puțin, și mai multe, se găsesc în plenul Parlamentului. Dar este oare aceasta o soluție iară să divizăm societatea? Din nou, eu nu exclud că se va ajunge la aceasta. Pentru că la o anumită etapă, când situația în țară ar putea fi și mai rea decât astăzi, din cauza blocajului din partea președintelui, oamenii ce vor cere? Oamenii vor spune, băi, lăsați-o pe ea acolo unde stă, apucați-vă de lucru. Dați-o afară, suspendați-o, scoteți-o din funcție, dar apucați-vă de lucru pentru că oamenii suferă. Și eu nu exclud că atunci, în momentul cel, o să fie inițiativa chiar la cei de dreapta care au votat și o să spună că, băi, hai să o scoatem. Și noi vom susține această inițiativă. Dar eu sper să nu ajungem la asta. Deci eu mizez pe dialog. Modificarea Constituției e necesară în Republica Moldova. Eu am spus-o de mai multe ori și anul trecut am creat și comisii de stat de modificare de reformă constituțională. Doamna Maia Sandu a anulat acest decret. Dar dacă vorbim de depășirea unor astfel de crize, eu cred că Constituția trebuie modificată în cel puțin câteva aspecte pentru astfel de crize. De exemplu, președintele țării nu vrea să semneze o lege care a fost votată de două ori de Parlament. Eu cred că trebuie să fie o prevedere în Constituție care presupune că dacă Parlamentul a votat a două ori un proiect de lege și a menținut votul, președintele nu vrea să semneze, legea peste 15 zile intră automat în vigoare. Sau situația de blocaj, cum avem acum. Majoritatea parlamentară înaintează candidatorul la funcția de prim-ministru, președintele țării nu-i place. Nu-i place că ochii nu-s verzi sau nu-s roșii sau nu știu cum, sau nu-i îmbrăcat în scurtă galbenă de căiești care alergau pe toată țara. Păi în cazul ăsta trebuie să fie o prevedere a Constituției foarte clar. Că dacă președintele nu-și execută obligațiunile, nu mergi la cheltuitul banilor cu referendum, cu scoaterea din funcție. Dreptul ăsta trece automat la speaker. Îi dai o perioadă, cât? O lună, două luni, 30 de zile, 15, nu a executat angajamentul său constituțional, atunci automat dreptul ăsta trece la următorul. Eu sunt pentru introducerea unor astfel de modificări în Constituție. Reușim să introducem aceste modificări acum, când suntem în plină criză politică? Nu știu dacă reușim, pentru că inițierea o fac 34 deputați, mai departe trebuie 6 luni acest proiect să se afle la Curtea Constituțională și după aceea poate fi votat în Parlament cu 67 de voturi. 6 luni să așteptăm în așa o situație, nu știu dacă este cazul, dar o astfel de soluție pe viitor pentru a depăși astfel de blocaje instituționale care le avem la această perioadă în premieră pentru mulți, mulți ani, eu cred că trebuie să fie introdus. A doilea întrebare din partea la Sputnik. După 23 martie, dacă Curtea Constituțională nu va constata dizolvarea Parlamentului, legislativul va trebui să pună aplicare suspendarea președintelui, astfel va încălca și el Constituția, articolul 89. Eu nu cred că Parlamentul va încălca Constituția dacă nu va merge la procedura de suspendare a președintelui. M-am expus mai sus referitor la suspendare, de ce nu să nu pierdem timpul. 3. Pentru a evita agravarea situației politice, PSRM va iniția mai multe acțiuni juridice, care sunt ele, punctual vă rog. Eu nu o să deschid toate cărțile, acum să vă le pun toate pe masă. Dacă eu vă spuneam că noi pe data de 11 februarie o să înaintăm pe Durleșteanu, public vă spuneam, oponenții noștri avea să pregătească alt scenariu. Eu cred că a fost o surpriză neplăcută pentru oponenți, dar a fost o soluție. A fost o soluție care a permis să mergem mai departe. Deci e evident că noi nu o să deschidem acum tot ce vrem să facem, avem mai multe acțiuni pregătite. Dar toate strict constituționale. Eu cred că cetățenii ne vor înțelege și ne vor susține. Adevărul ro. PSRM ia în calcul organizarea unor proteste în cazul refuzului lui Maia Sandu de a desemna un candidat la funcția de premier. Eu cred că doar oamenii cinici, cum e Maia Sandu și cei care o slujesc, tipul Balabolului și mai sunt acum niște arheologi de pe stânga, să gândesc la proteste în situația din pandemie. Chiar eu nu știu ce poate să întâmple în Republica Moldova, politic vorbind, proces politic, ca eu să chem acum lumea în stradă. Eu nu voi chema lumea în stradă atunci când 2000 de oameni se infectează zilnic, dar 30, 40 sau 37 de oameni ca ieri pleacă din viață. Adică medicii se sufocă în spitale, nu sunt locuri în spitale, dar noi pentru ambiții politice scoatem lumea în stradă. Noi, socialiștii, acest lucru nu-l vom face. Oamenii cu ambiții nesănătoase, poate să le fac. Pachemonii ăștia care sunt în jurul lui Maia Sandu, sau prechindeii raznei zbitei lăcicii care nu sunt parlament și vor să facă traseu
pentru a scoate lumea în stradă, ca pe urmă să ai posibilitatea să intri în Parlament. Ați văzut, Căciuc, alții și așa mai departe. Asta e scopul lor. Hai să scoatem lumea în stradă, că poate și noi am câștigat ceva din asta. Dacă faptul că asta o să ducă să mai moară încă câteva zeci sau câteva sute de oameni de pandemie, dar nu interesează pe așa. Protestele nu sunt o soluție. Dialogul este o soluție în această situație. Cu atât mai mult în condițiile de pandemie. A doua întrebare de la Adevărul.ro. Cum pot fi organizate alegeri anticipate în toamnă, așa cum ați propus, dacă acum va fi investit un guvern? Dacă va fi investit guvern, alegeri în toamnă nu vor fi. Dacă va fi investit un guvern care l-am propus noi, pe doamna Durleșteanu, sau dacă va fi investit un guvern care e susținut de altă majoritate parlamentară, poate fi și așa situație. Pentru că am înțeles că se propune discuția unui guvern de către patru partide, PAS, da, PSRM, PD și așa mai departe. Deci, dacă va fi investit un guvern, atunci alegerea începată în acest an nu va fi. În cel mai bun caz, în luna martie-aprilie anul viitor sau deja în 2023. Dar dacă se investește în guvern, care e sensul să mai face începate în anul acesta? Pentru 2-3 luni activitatea guvernului și pe urmă iară să-l dai jos și iară să mergi? Asta ar fi însemnat că în august... Nu, răspuns la întrebarea care nu s-a acordat-o, ci de la Adevărul.ro. 3. Ieri toată presa a scris vai, beciu de la Condriu să este gol. Nu, ia că uite, nu știu ce vă interesați voi. Doamna Sandu, dați-vă afară tot serviciul de PR și de presă care îl aveți acolo. Nu ce ați văzut la Condriu? Toată presa a avut posibilitatea să meargă la Condriu cu mine de zeci de ori în 4 ani. În fiecare lună 50-100 de copii veneau în excursie acolo. Nu doar din administrația președintelui. Ni pături social vulnerabile din toată țara. Starea la Condriță. Eu am filmat cum am primit Condriță după Timofte, dacă vreți o să facem un filmuleț. Și eu am filmat în ziua când am plecat de acolo. Eu știam că voi să-mi luați pe aberații. Pentru că voi nu vă duci capul la nimic bun. Voi căutați numai să vedeți și prin sub paturi sau prin vicei la Condriță. La ce ați ajuns echipa, doamne Maisan? Din ce faceți voi PR? Cine interesează lucrul ăsta? Cine interesează în ce stare acum este Condriță? Este mult mai bună decât a fost primit în 2016 când eu am devenit președinte. Și vă asigur că când o să plece Maia Sandu, acolo o să fie dezastru așa cum a fost când am venit eu încolo. Pentru că nu le duci capul la nimic. Ieri nu știu ce ne căuta, dar este pește în iasă. Zic, ce nu-i pește? Păi, oameni. Voi vreți amul iarna să prindeți pește sau primăvara? Îmi luau pe malul Iazului niște jurnaliști de al Maia și căutau să sară peștele din apă la dâns și pe mal. Și ăștia sunt delfini sau ce? Am lăsat și Iazurile pline cu pește, nu am luat nimeni cu electroudăcile ca în timpul Timofte. Acolo tot a fost gospodărește. Așa cum trebuie să poartă un gospodar. Și am lăsat totul gospodărește. Nu o să vă dau cifre cât s-a investit acolo, nu din banii publici, s-au găsit resurse. Am văzut că a umblat toată condiția, dar cine ați arătat terenul cel sportiv de lângă Iaz pe care l-am construit la zero? Și care a rămas acolo? Cine ați arătat alte lucruri? Pentru că voi căutați prin vicei și prin lavoare și prin așa mai departe. Rușine. Și încă o dată, doamna Sandu, făcăriți tot PR-ul vostru. Și toți bublici ăștia care știu împrejur și vă sfătuie niște prostii. Mai bine convocați ședința Consiliului Suprem de Securitate, problema pandemiei. De ce nu faceți? Pentru că nu aveți soluții? Pentru că nu vă duce cap? Și vă jucați de țara în bunche? Convocați ședința Consiliului Suprem de Securitate, ce e pandemie? Și luați decizii. Nu puteți. Nu vreți să vă asumați responsabilitate. Dar să căutați cochete de cai morți pe la Condriță, asta e PR bun. Oamenii văd lucrul ăsta și o să penalizeze pe fiecare. Moldova 1. Vedem că unele agenții de turism organizează tururi ca moldovenii să se vaccineze cu Sputnik V. Dumneavoastră ați declarat anterior că veți face tot posibilul că o să vă implicați ca moldovenii să aibă acces la vaccinul rusesc. Cât de departe au ajuns discuțiile cu partenerii ruși? Eu ieri într-o emisiune la TV am anunțat că noi avem 4 surse de obținere a vaccinilor în calitate de ajutor umanitar. Eu o să le numesc foarte rapid, pentru că pe toate 4 surse, pe toate 4 direcții, Parlamentul, în special este vorba de discuțiile pe care le duce doamna Greceanu, președintele Parlamentului, dumneai se ocupă personal de unele negocieri, discuții la acest capitol, împreună cu guvernul interimar.
prima sursă pe care deja am primit vaccine este, eu numesc din Occident. Au fost aici și românii, cu AstraZeneca, cum se numește vaccină, și vine și pe platforma COVAX, la care s-a adresat încă guvernul precedent anul trecut. Și aici se avansează și cred că în câteva săptămâni vor fi încă câteva zeci de mii de vaccini la Chișinău. A doua sursă este Sputnik V din Federația Rusă și eu știu că s-a avansat destul de mult în discuțiile între conducerea Parlamentului Republicii Moldova și conducerea Federației Ruse, când și câte vaccine, eu cred că va fi anunțat și sper să fie anunțat în timp apropiat, dar vă aduc aminte că vaccinul a fost înregistrat doar două săptămâni în urmă și de aceea și durează procedura. A treia sursă este China. Doamna Greceanu a avut întrevedere cu ambasadorul Chinei unde s-a discutat și s-a convenit că vor fi aduse un volum destul de impresionant de vaccine în calitate de ajutor umanitar din China. Și a patra sursă este Turcia. Discuția între doamna Irina Vlach Bașcanu Găgăuții și Erdogan, care a avut loc 10 zile în urmă. Acestea sunt patru surse, patru direcții. Eu cred că sumar din aceste patru direcții noi am putea obține în următoarele săptămâni, o lună, o lună jumate, peste 250-300 de mii de vaccine, din informațiile pe care le cunosc eu. Acestea trebuie să fie vaccine gratis, care vin în Republica Moldova și sunt puse la dispoziția cetățenilor. În afară de aceasta, a doilea sursă importantă sunt achizițiile de stat. Chiar în aceste minute are loc ședința Parlamentului, unde trebuie să fie aprobat un proiect de lege. Știu că am avut dimineața fracțiunea cu colegii și doamna Greceanu a spus că îl va pune primul în ordine de zi și sper că va fi votat unanim, ca să permită din banii publici să achiziționăm vaccine prin negocieri directe. Pentru că dacă prin achiziții publice clasice, asta durează două luni jumate, trei. Dar nu, trebuie să vină mai repede. Deci, din achiziții publice, cel mai probabil 800 de mii sau 1 milion, în dependență de prețul la care se ne va negocia, aproape 1 milion de vaccini ar putea să vină, noi sperăm, până la sfârșitul lunii aprilie. Aceasta ne va permite să începem vaccinarea masivă în Republica Moldova. În toate cazurile, și în primul, ajutoare umanitare, și într-al doilea, achiziții, eu consider că trebuie să fie diferite vaccini, și Sputnik, și Pfizer, și AstraZeneca, și cea chineză, și toate care sunt. Și cetățenii Republicii Moldova, gratis, să aibă posibilitatea să aleagă ce vaccin consider că este mai bun. Anterior, președintele fracțiunii PSRM, Furculiță, a declarat că s-ar putea găsi și mai multe voturi pentru Durleșteanu. S-au găsit. Pot să vă spun că nu exclud că dacă va fi înaintată din nou doamna Durleșteanu în calitate de candidat, dacă va fi necesar să fie înaintată din nou, eu cred că vor fi mai multe semnături decât a fost semnată de prima dată. Prima dată a fost 54, nu poate fi 60, 70, vom vedea. Dar dacă va fi pus la vot, adică dacă doamna președinte totuși va ieși din găua aceea, Sașa, va semna, așa cum Constituția presupune, decretul de înaintare a doamnei Durleșteanu, atunci eu cred că s-ar putea fi și o majoritate constituțională, cel puțin, în susținerea acestei candidaturi. Unimedia, ce v-a spus domnul ambasador Hogan la întrevederea de miercuri? Am discutat despre viață, despre situația din Republica Moldova, despre soluțiile, despre ieșirea din criză. Noi avem un dialog destul de bun și eu cred că el va continua. Accent TV. Вы очень часто встречаетесь то с послом США Хоганом, то с послом России Васнецовым. А нельзя встретиться с ними одновременно? Может, и тогда и будет выработан план по выходу из кризиса. Ну, у меня раньше, будучи президентом, у меня были раз в месяц встречи со всеми послами, где мы обсуждали все вопросы. Я не думаю, что мы должны искать выход из кризиса вместе с послами. Я уже говорил об этом, мы должны сами решать судьбу нашей страны. Но с Васнецовым, да, вот, к примеру, на следующей неделе, я только что с ними общался, понедельник, скорее всего, у нас будет встреча, мы будем общаться по поводу двухсторонних отношений, по поводу той же вакцины, по поводу того, как мы видим выходы из кризиса и так далее. А с Хоганом, вот как был тот вопрос и раньше, мы общались, я... Повторюсь, я считаю, что это один из самых эффективных послов Соединенных Штатов Молдовии за все 30 лет. Не хочу обижать других. Других я меньше знаю. Но этот очень активный. Он общается со всеми. Он может по 5-6 раз приходить, да, если что-то ему нужно дополнительно понять. Я уважаю людей, у которых есть позиции, которые профессионально работают. Мы не всегда согласны с мнением друг друга.
Я считаю, что Запад сейчас демонстрирует двойные стандарты по поводу того, что происходит в Молдове. Если бы Дадон себе позволил то, что себе позволяет сейчас Майя Санду, то все бы, западные послы, были бы на ушах уже. И были бы ноты протеста, и были бы все, что угодно. А здесь они молчат. Потому что их подопечные. Вот это двойные стандарты. И это нехорошо. Я это говорил Хогану, я это говорил и другим послам, что нужно последовательно, если мы говорим о создании правового государства, и они очень любят реформу юстиции, правовое государство, демократические ценности и так далее. Так какое правовое государство можно построить, когда президент страны посылает подальше Конституционный суд? Когда говорит, что я не буду выполнять решение Конституционного суда, потому что я так считаю. Потому что за меня проголосовал народ, и мне наплевать на Конституцию. А послы молчат. Поэтому с ними разговор есть, он должен быть со всеми. Со всеми, кто готов обсуждать, мы будем обсуждать. Но мы будем отстаивать нашу позицию, исходя из интересов Республики Молдова. ТВО. Кун комментат скандал у дентифоса депутатом палату парламента Леда Букуреш Константин Кудрянуш и Вон Кику. Домну Кику мерите с эсери трагачиться не румыны. Дарьо Сентри Балтфил, да чей кити вас сути дми, ли чета цей молдовень. Чей вас пуника пропью миллион, ли чета цей молдовень. Ку чета цей не румыны. Дак факт, че ваше ну и плаще ла он листа, депутат румын. Четыре дыретрас ла тес чета цей не. Cetățenii moldoveni care au primit cetățenia română în proporție de 90% au primit nu de cei că vor România mare și vor unire, cum cred unii, dar au primit cetățenia să-și rezolve anumite probleme. Sau pentru copiii lor ca să meargă la studii, sau ei spate să meargă fără vize și așa mai departe. De ce în cazul acesta, da, domnul Chicu are cetățenia română. Da, el și-a expus opinie clară față de unele procese și ce, care e problemă? Ce fel de abordare bolșevistă. Dacă nu ești cu noi, înseamnă că ești împotriva noastră, trebuie să stai în cap. S-ar clarifica între ei. Dar asta arată încă o dată nivelul de abordare a unor, cum se numesc, deputat în Palatul Parlamentului de la București. Avem și noi de ăștia mulți. Și acolo sunt. Păduri fără uscături nu este. Și la noi sunt, și la ei sunt. Și în toată țara sunt. Să comentăm după fiecare, n-are sens. A doua întrebare de la TV8. Am fost ieri la Cimișle și am discutat cu oamenii despre vaccin și pandemie. Unul dintre interlocutori mi-a zis că vă dă dreptate atunci când ați declarat că coronavirus poate să treacă prin organismul omului și să nu observăm. La un an de epidemie, regretați de acest mesaj al dumneavoastră? Dar ce se regrede la mine acest mesaj? Lasă regrete cei care considerau că, de exemplu, consiliera doamnei președinte spunea că nu trebuie purta mască. Masca nu are niciun sens. Și am poartă mască și când se culcă, probabil. Și regretă sau nu? Nu toți au apreciat pandemia aceasta la justă valoare. Țările mai dezvoltate, cu medicină mai dezvoltate, cu considerau că o să fie 2-3 luni maxim și s-a terminat. Uitați ce se întâmplă la nivel global. Uitați ce se întâmplă că nu se reușește cu vaccinarea în țări cu un nivel înalt de dezvoltare. Nimeni nu a așteptat așa situație. Nimeni. Dar anul trecut, când eram noi la guvernare, împreună cu o echipă consolidată, această situație era gestionată mai bine. Anul acesta, cu un președinte îngânfat care nu vrea să discute, situația se gestionează mai rău. Pentru că nu este conlucrare, pentru că avem un guvern interimar. Pentru că cineva vrea să obțină mai multe voturi pentru partidul său și nu interesează câți oameni o să moară. Dacă se păstra echipa de anul trecut, eu vă asigur, deja erau și vaccini în țară. Și nu era problemă nici care niciodată nimic acum. Dar nu suntem în haos. În haos generat de ambițiile unei singuri persoane. Pe care moldovenii au votat. Eu respect votul lor. Și acum sunt nevoit, nefiind în funcție de stat, să mă implic cu fracțiunea noastră, cu fracțiunea PSRM, care este, nu este majoritară, este cea mai mare, dar nu avem majoritate parlamentară. Sunt nevoit să discut cu doamna Greceană, cu doamna Greceană, cu guvernul, să încercăm să gestionăm situația aceasta dificilă din cauza că cineva și-a pus, vrea să arăte caracterul. Caracterul pentru cine? Pentru că s-au obținut mai mulți deputați? Liniștiți-vă! Care este rolul bisericii în luptă cu pandemia? Dar care trebuie să fie rolul bisericii? În afară de faptul că duc slujbele cu regret la cei care pleacă din viață.
E clar că tot ei trebuie să fie destul de atenți. Și am văzut apelul mitropolitului întregii Moldovei, mitropolitului Vladimir, în a presențitului care a făcut un apel către slujitorii bisericești să fie atent, slujbile acum să le petreacă în aer liber. Eu am văzut un apel zilele acestea din partea mitropoliei. Apropo, ni fiind rugat de guvern, de nimeni, a făcut un mesaj foarte corect, așa, omenește cum este, pentru că situația e dificilă pentru toți. Stimați prieteni, acestea au fost întrebările din partea mass media. Asta e telefonul pe care Maia Sandu îl caută. Nu trebuie să fii mare, am vrut să spun, deștept la cap. Eu, care am cumpărat vreo 40 de case la familie nevoiașă în toată țara, nu din banii ministerului, astea științei, care am găsit 10 milioane de euro și am reparat clădirea unde este amul, și multe, 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 multe alte lucruri care noi am reușit să le facem. Să ajung la un telefon din partea instituției prezidențiale. Voi chiar sunteți... Hei. Am vrut să spun ceva mai urât, dar mă abțin. Să începe postul mare, încă de luni. Deci încercăm să fim mai... Așa, întrebările care au venit, avem câteva întrebări. Colegii care monitorizează cu întrebările, haideți, până la fără 15, fără 10, 11. Un mesaj anonim. La spitalul numărul 1, asistentele și medicii sunt obligați de conducere să se vaccineze cu AstraZeneca. E ca așa. Asistentele nu vor, dar ei le obligă cu termen până marți. Se poate de făcut ceva, vă rog să interveniți. Eu o să verific și la spitalul numărul 1, dar, repet, nu este obligatoriu vaccinarea. Mai ales cu vaccinii care unii nu doresc să vaccineze. Apropo, vreau să vă dau o statistică. Am aici, mi-a dat-o ieri colegii. Așa, până la ziua de ieri seara, total vaccinați 9341 în Republica Moldova. Reacții post-imunizare ușoare, să ridică temperatura, alte probleme, au fost 303 din 9341. Adică la vreo, cât se primește aici, la vreo 3%. Eu înțeleg pe unii care nu vor să se vaccineze. Eu am văzut din diferite regiuni că spun, ei așteaptă vaccinul mai eficient. În opinia lor, eu nu vreau să spun că asta e rău. Categoric nu, eu nu sunt medic. Dar spitalul numărul 1 și alte spitale, nu obligați asistentele medicale. Nu obligați medici. Dacă vor, se vaccinează. Dacă nu, ăsta e riscul lor. Sau așteaptă altă vaccină. Așteaptă Sputnik, sau așteaptă chineză, sau așteaptă americană. Nu se poate lucrul ăsta. O să rămâneți fără medici. Dar cazul ăsta concret, eu să rog colegii să clarifice. Заболотный Ульяна, доброе утро. Скажите, пожалуйста, неужели депутаты работают больше, чем работники железной дороги? Почему им выплачивается зарплата, а железнодорожникам нет? Ответьте, пожалуйста, спасибо. Ульяна, я думаю, что в каждой передаче мне задают вопрос по железной дороге. И каждый раз я объясняю, что там произошло и что там происходит. Я знаю, что сейчас есть парламентская комиссия, которая расследует деятельность руководства железной дороги за последние 10 лет. Я повторюсь, до 2009 года это было прибыльное предприятие. Те, кто были у руководства после 2010, целенаправленно уничтожали это предприятие. А в прошлом году из-за кризиса, из-за засухи, из-за того, что не было перевозок, она вошла еще в большие долги. И сейчас парламентская комиссия, руководство предприятия ищет выход из ситуации. Я надеюсь, что они найдут. Но проблема в чем? Доходы сейчас железной дороги 20-30 миллионов лей в месяц, а только зарплата 50 миллионов. Это без других затрат. То есть доходы 20, расходы 50. Конечно, сейчас нужно находить какие-то выходы из ситуации. Если кто-то из парламентских этих депутатов, балаболов, считает, что они такие умные, идите директором на железной дороге. Покажите, что вы можете что-то делать, а не только болтать там языком по парламенту. Идите, займитесь делом. Поэтому, Ульяна, надеюсь, что руководство, правительство найдет выход. Конечно, если бы было действующее правительство сейчас, если бы президент не упирался, то действующее правительство может быстренько, нормальное правительство, имею в виду, с полномочиями, быстренько найти решение, поменять бюджет, прийти в парламент с предложением. Но они сейчас это не могут. Поэтому эта ситуация и из-за того, что нету у руководства страны вот, возможности работать вместе. Но я знаю, что выход там люди ищут. Натали,
Bună ziua, domnule Dodon, faceți regulă în companiile de microfinanțare. Ați promis mai înainte că se poate bătaie de joc a oamenilor simpli. Penalizat pe zi de întârziere 100-130 de lei. Doamna Natalia, este în Parlament mai multe inițiative în acest sens și eu cred că în timp apropiat vor fi aprobate. Nicoleta Brumă, ați declarat că Parlamentul va prelua frâile pentru gestionarea situației din țară. Ce înseamnă aceasta? Care sunt pașii? Doamna Brumă, ce înseamnă aceasta la modul practic? Ați văzut că ultimele săptămâna trecută doamna Greceană a invitat guvernul interimar și au început să vadă, să discute care sunt probleme. Ce făceam eu anterior în calitate de președinte? Eram cu guvernul, cu parlamentul și săptămânal avem ședințe, dar zilnic țineam mâna pe puls. Ce trebuie de făcut? Cum de gestionat? Așa mai departe. Și noi am reușit. Acum președintele țării s-a autoizolat. Sisteme de COVID, poate de ce nu se întâlnește cu greceanii, cu alții din guvern. S-a autoizolat și politic, și nu vrea să discute, și nu vrea să... Doar blochează. Blochează numirea guvernului și așa mai departe. Ce trebuie să facă Parlamentul în cazul ăsta? Parlamentul trebuie să implice mai activ. Ceea ce face acum doamna Greceanu. De ce Parlamentul s-a implicat mai activ, au găsit soluții, au pregătit proiect de lege, acum el este votat în Parlament, procurăm vaccine. Cum procurăm vaccine, începem vaccinarea masivă, vedem paralel. Care este următoarea problemă? Bugetul. Hai să vedem ce facem cu bugetul. De ce zilnic, săptămânal, Parlamentul, conducerea Parlamentului, trebuie să implice în susținerea guvernului interimar. Ia că ce înseamnă acest lucru. Eu cred că ei săptămânal trebuie să întâlnesc. Conducerea guvernului interimar, conducerea Parlamentului, dacă trebuie și să fie invitați și biroul permanent al Parlamentului, toți deputații din toate fracțiunile și să găsească soluții. Daniel Guzun, ducem dialoguri din 92, poate ne apucăm de lucru. Daniel, noi anul trecut am lucrat. Noi anul trecut am lucrat. Dar ce propuneți? Să nu fie dialog, să împușcăm pe toți care nu sunt de acord cu Maia Sandu sau ce propuneți voi? Că cam asta e abordarea, văd eu, la cei de dreapta. Apropo, eu văd în ultimul timp din nou o ură majoră la aici care a votat cu Maia Sandu. Înțeleg că Maia Sandu încalcă Constituția, dar nu vor să recunoască. Pentru dânsă e idol. Dar este o vorbă foarte bună. De la dragoste până la ură e un singur pas. A devenit în nenaveste din șac. Păi că îi încearcă ura asta să o arunci pe noi. Dar ce aveți cu noi? Este președinte, l-ați votat, puneți-l la lucru. Cine nu-i de voi să lucrez? Păi lasă să apuce de lucru. Noi am trecut, am demonstrat că putem să lucrăm. În condiții grele, fără majoritate parlamentară. Și eu am avut majoritate parlamentară. Că nu a trebuit, am discutat cu Maia Sandu, că nu a trebuit cu Filip. Pentru a mișca țara înainte. Nu m-am închis și ne-am pus capul în pământ și am spus că nu, eu vreau doar așa. Asta înseamnă dialog. Dar ce s-a întâmplat dacă după anticipate Maia Sandu nu obține majoritate? Dar ea nu va obține majoritate. Ce va face? Iar trebuie dialog. Încăpățânată, iară nu se vede la dialog. Nu face niciun fel de dialog. Iar anticipate. Păi când ce trebuie noi așa conducători de țară? Oleg Vlah, ce credeți că ar putea face pe Maia Sandu să renunțe la ideea cipatilor temporar pentru a investi în guvern anticriză? Sau ce ar fi gata Dodon să cedeze ca acest lucru să se întâmple? Oleg, dar noi, mi se pare că noi am cedat, noi am înaintat o candidatură la funcția de prim-ministru din diaspora, cum le place lor. Doamna Durleșteanu, care a votat împotriva mea la alegeri prezidențiale și a recunoscut acest lucru, a votat-o pe Maia. I-am propus, n-a candidatură. Ce ar putea să o facă? Eu nu știu ce ar putea să facă. Eu cred că caracterul deja n-a mai schimbat. Încăpățânarea și îngânfarea și aroganța este greu de depășit. Nu știu, poate vor convinge ambasadorii pe care câteodată îi ascultă sau nu îi ascultă, nu știu. Dar așa, aici nu e vorba de cedat sau nu. Și i-am spus, haideți să discutăm candidatura la funcția de prim-ministru. Un guvern temporar, cum al doriți. Nu doresc chestia asta. De ce? Eu nu cred că... Cum acolo? Părul schimbă, dar n-ar avuba. Eu nu cred că o să schimbe ceva și eu sunt foarte sceptic că va accepta un dialog. Dar noi nu suntem gata de dialog, eu am spus. Noi am propus Durleșteanu, o candidatură bună. Nu vă place? Haideți să discutăm în Parlament cu președintele să găsim altă variantă. Suntem gata să discutăm. Noi suntem gata să discutăm. Ei nu. Noi să găsim soluții din această situație. Noi suntem obligați să găsim soluții. Pentru că pe mine la prezidențiale m-au susținut 700.000 de oameni.
Am eu și ce să fac? Eu să las mâinile în pământ? Sau trebuie să fac tot posibilul ca și acești 700 de mii și restul parte care vota pentru Maia Sandu să nu aibă de suferit. Mine asta mă interesează. Nu mă interesează faptul că să eu la următoarele alegeri 40 mandate sau 20 sau 55. Asta e a doilea subiect care, sau a treilea sau a cincilea care mă doare pe mine acum. Mine mă interesează în primul rând cum să depășim criza. La Maia Sandu invers. Mă să mă interesează câte mandate va obține partidul ei în caz de încipate. Și ea înțelege că dacă alegerile erau în martie, e ca acum dacă erau alegerile, ea lua destul de multe mandate în Parlament. Gata, alegerile nu sunt martie. Nici în aprilie, nici în mai, nici în iunie. Și cât mai departe, ea înțelege că va obține mai puține mandate. Ea că care e tot sârborul, toată discuția despre asta. De ce ea nu vrea să pună guvern? De ce ea nu vrea să aibă dialog? Pentru că vrea mai multe mandate la partidul său. Și eu cred că lucrul ăsta nu e corect. Andrei Năstase, premier. Susținerea PSRM depinde doar de programul și echipa care acela le-ar prezenta. Sau există și alți factori. Eu am menționat că noi suntem gata să discutăm cu orice care despre depășirea acestei situații. Andrei Năstase, în primul rând, el trebuie să determine ce susținere are în interiorul partidului. El le-a transmis. Puneți pe foaie, înaintăm pe Andrei Năstase la funcție de prim-ministru. Și puneți unul, cine? Slusar, nu puneți, tăieți-l. Mai departe. Câți aveți care sunt gata să susțină? De 11. 3, 4 oameni, 5 oameni, 6 oameni. Așa, aveți 6 oameni. Vă mai trebuie 45. Ce la Filip, vedeți cât? Ce vă lați? Veniți la noi și întrebați. Păi, noi avem așa candidat, ia călă. Noi ne trebuie 30 de semnături. 30 de voturi. Voi ne susțineți sau nu? Așa trebuie. Dar nu declarații la televizor. Declarațiile astea nu o să duc la nimic. Iosip Crețu, Igor Nicolaevici, вчера выключили электроэнергию людям, которые подключены к энергосети железной дороги. Все уплочено, однако отключили. Как можно решить эту проблему? Люди даже помыться не могут после работы. Если, наверное, речь идет на юге Бессарабка. Мне с утра звонил председатель района Бессарабка и говорил об этой проблеме. Я попробую включиться в решение. Надеюсь, что сегодня эту проблему решим. Попробую как-то ее решить. Ион Марин, când vom avea comerț liber cu România, fără tax și impozite la produse autohtone? Ion, noi avem comerț liber cu Uniunea Europeană și cu România tot. Dar problema care? Pentru a exporta din Moldova în UE, adică din UE, tot ce vine la noi fără taxe vamale. E fără taxe vamale. Dar de la noi, când se duce încolo, sunt anumite cote. Vrei să exporti, nu știu, struguri sau mere, e ca așa cotă. Vrei vin, e ca așa cotă. Deci e evident că ar fi bine ca ei să scoată toate taxele fără cote la toate produsele. Să putem noi încolo să exportăm și produsele din sectorul zootehnic, pentru că la moment nu putem exporta nimic în Europa și în România. Nici carne, nici produse lactate, nici nimic. Pentru că știți care e sensul? Pentru că nu interesează ca să vină concurenți la produsele acestea pe piața lor. Nu aș interesa să se deschidă alte piețe și să distrugă producătorii din alte țări. Dar discuții în acest sens s-au dus și vor fi duse în continuare. Remus Lepădatu. Interesant. Cred că e vreun troll ceva. Cine la momentul actual e responsabil pentru situația pandemică din țară? Cum lucrează președintele Parlamentului, guvernul provizoriu la acest capitol? Remus, președintele nu colaborează nicicum. El doar blochează. La moment, responsabil de situația din țară este guvernul interimar și parlamentul care se implică. Trebuie să fie responsabil președintele țării, pentru că el a fost ales de popor, a cerut demisia guvernului, a spus că are soluții magice pentru COVID, pentru economie, dar după ce oamenii l-au votat pe președinte, el a uitat de lucrul ăsta. Amu se zbate cum partidul lui să aibă mai multe, sau partidul ei să aibă mai multe voturi. De fapt, responsabilitatea e a președintelui, dar ei blochează. Și în cazul ăsta, ce rămâne Parlamentul și Guvernul? Să implice ei. Alt soluție nu. Sau să lăsăm tot ca oamenii să moară și să ne uităm la președinte când se va apuca de lucru. Руслан Викторович, жестко штрафовать за несоблюдение дисциплины и неправильное ношение масок, как и в Европе. Руслан, может быть, это выход, но это нереально сделать в Республике Молдова. Ну как можно какие нужно иметь силы МВД, армии и так далее, чтобы ловить всех, которые не носят маски. Ну,
Давайте скажем честно, можем говорить, что давайте всех в тюрьму и так далее. Это нереально в этих условиях. Конечно, нужно соблюдать, конечно, нужно и так далее. Но пока люди сами этого не поймут, эффективность таких мер минимальна. Я знаю, что полиция работает очень интенсивно. Я знаю, что они делают все возможное для того, чтобы уменьшить вот эти риски и дать шанс докторам, чтобы они справлялись с этой ситуацией. Но у нас люди это не понимают и не хотят соблюдать никакие предостережения и рекомендации врачей. Но работа в этом направлении идет. Дмитрий Смайловский. Игорь Николаевич, а как у вас дела? Вы мне обещали толстовку с вашей фразой. Найдите его телефон, Кармяна. Дмитрий Смайловский, и пригласите ко мне. Дмитрий, давайте так, на следующей неделе зайдете ко мне, напишите, какая фраза там, где ты-то, или пейте чай, мне там разные были. И зайдете ко мне, я вам лично вручу. Вот в этом кабинете, покажу кабинет, сделаем фотографию, чтобы вы знали, что я слово свое держу. Серджу Гажук, домну пшените, спунец ворог формоз, чине, а апробат леджа с демолези, туати герет ледин капитала, распунец ворог формоз, ромас умуцими делуми фера, де лукру амуан де зилика става каса, дече распунец ворог формоз. Домнули Серджу, анчечи цине де скватрем нор герети, нор пановор. Дюштю ка часто есть абордаря примарлу генерала мунчиплу кишнау. Pentru că multe din aceste gherete erau amplasate ilegal. Și nu este vina dumneavoastră, probabil dumneavoastră, acolo activați în calitate de angajat. Dar cel care amplasa sau a amplasat aceste gherete, cel mai probabil, nu știu ce caz concret este vorba, dar erau amplasate ilegal. Evident, primarul general a început să facă reguli. Eu nu tot timpul sunt de acord cu faptul că se poate făcut regulă. Cu regulă sunt de acord. Dar dă-le oamenilor de lucru în altă parte. Știu că domnul primar-general acum lucrează la direcția, în direcția aceasta, noi o să-l ajutăm, pentru că oamenii care au rămas fără un loc de muncă din cauza lichidării gheretelor, trebuie să le dăm alte opțiuni. Deci, haideți acolo, să haideți în altă parte. Iona Babi, aveți și alți potențiali candidaturi pentru funcția de premier, alte nume decât Durlășteanu? Domnul Babi, evident că aveam. Noi și în interiorul echipei aveam. Și noi stăteam atunci și ne gândeam chiar pe cineva din interiorul echipei. Dar pentru a scoate anumite interpretări cu uite socialiști, jbor guvernul și așa mai departe, unul de ce așa am propus-o pe Durleștean. Repet, o persoană care nu este afiliată socialiștilor, a politică din diasporă, 10 ani nu a fost în Republica Moldova în activități economice sau politice sau sociale, a fost în companii internaționale. Dar evident că sunt și alte nume, acum care este sensul să le plăsăm? Avem candidatul Durleșteanu, mergem înainte. Octavian Lapteacru, ce facem cu blocurile medicale din Vorniceni? Centrul COVID Național a fi binevenit. Vă aduceți aminte cum Nimerenco, consilieră asta fără acte în regulă, doamna Maia Sandu spune în campanie electorală că uitați-vă ce se întâmplă. Șede un bloc întreg în Vorniceni și Dodon și Chicu special nu vor să-l facă. Ce n-al faceți acum? Pentru că v-ați dus acolo și ați văzut că necesită investiții de aproape 10 și ceva milioane și nu e real. În termen rapid, blocul celălalt să înceapă să activeze. Și iată de ce el încă nu activează. Eu am fost personal acolo în septembrie, în trecut sau în octombrie, nu mai aduc aminte când. Acolo sunt necesare investiții care iarna nu puteai să le faci. Acum poate vor fi făcute. Dar uitează cât populism a fost anul trecut la capitolul ăsta. Soluții magice și mai departe și acum toacă toți. Vrăd capul nisip în președinței. Margareta Ignat. PPD, PD și alte partide declară că ar fi gata să formeze o alianță de conjunctură și să voteze un guvern. Împreună cu socialiștii, dacă PSRM se dezice de alianța cu Șor și pentru Moldova. Sunteți gata să părăsiți alianța cu ei și să faceți alianță cu PAS, PPD și PD? În primul rând, nu există alianță. Există majoritate parlamentară în susținerea unui candidat. Într-a doilea rând, eu am menționat și astăzi că noi suntem gata să discutăm cu oricine. Într-a treilea rând, cum ați scris dumneavoastră, Margareta, PPD, PD, ați scris și alte partide. Nu este așa ceva. Astea toate sunt declarații sterile. Astăzi dimineața a avut loc o discuție, nu o să dau detalii, unde PAS fuge iar în Popșoi. Nu era Popușoi acolo, sau poate era, dar se duce, scurt, nu vor niciun fel de guvern. La dânșă una, alegeri începate, gata. Ca Coțofană și s-a stricat la dânșă
Nu știu un nou cuvânt. Alegerea anticipată. Încep discuții când spui, dar păi, că e pandemie, iasă. Nu. Pandemie, hai să vedem cum gestionăm și alegerea anticipată. Nu vor niciun fel de guvern. Și nu o să meargă nici PAS, nici Maia Sandu, nici la un fel de guvern. Pentru că ei au alte obiective. Alegerea anticipată pentru a obține mai multe mandate. Noi suntem gata să discutăm cu oricare. Pentru a depăși situația actuală, pentru a numi un guvern, poftim. Discutăm și cu ceilalți, și cu ceilalți, cu ceilalți. Sergiu Раиляну, Игорь Николаевич, почему все страны закрываются на карантин, а наша экономика важнее, чем здоровье граждан? А где помощь от кого? Сергей. А что означает закрыть сейчас полностью экономику? Вот я объясню, чтобы вы понимали. Закрытие экономики на месяц или на 3 недели, или на 2, это чревато около 10 миллиардов лей потерь для государственного бюджета. Мы считали, мы знаем опыт прошлого года. Я уже не говорю потери экономических агентов. И что в этой ситуации? Закрытие всей страны в условиях Молдовы эффект не даст. Мы потеряем 10 миллиардов лей. И где-то в конце апреля или в начале мая люди останутся без зарплат, без пенсий, без рабочего места, еще с ковидом. Что мы от этого выиграем? Я вам скажу, ничего не выиграем. Закрыть полностью всю экономику себе могут позволить некоторые страны, которые имеют огромные ресурсы для содержания бюджетной сферы, с одной стороны, и для подпитки экономики, поддержки экономического агента, который они закрывают. У нас таких возможностей нет. Поэтому я говорил, единственный выход у нас – максимально начинать вакцинацию. Конечно, параллельно нужно соблюдать меры предосторожности. Николета Головей. Чие у Софии ку бакалавриату на честа? Николета, но я им дискутат ки аранзиле честя ку колледжи для Министерства Эдукации. Я кред ка асыз ва фи улуат о дечизи деревенире ла систему де эдукации сала студии арматуаре саптамына. Чел пусын пентру класли примари ну требуй са фи онлайн, требуй са фи ку презенца, пентру копии класа антея патра. Пентру чей май мари поат са фи ши онлайн. Дар ее nu exclud că ar putea să ajungă la formula de anul trecut, Niculeta. Probabil sunteți un liceistă care vă gândiți să învățați pentru bacalaureat sau nu să învățați. Băiatul meu cel mare, Vlad, tot se gândește. Tata, dar o să fii bacalaureat anul sau nu? Îl întreb de ce? Ca să știu. Zic, nu, tu învață pentru bacalaureat? Învață. Așa i-am spus băiatul meu cel mare. Și să vedea, dacă o să fie, să merge să le dea. Dacă nu o să fie, să luați media pentru ultimele, cum a fost anul trecut. De ce, Nicoleta, pregătiți-vă. Dacă situația va fi să fie ca și anul trecut, atunci o să fie fără bacalaureat. Лариса Караулан. Скажите, пожалуйста, почему для пенсионеров не будет индексации в апреле? Лариса, мне кажется, сегодня я об этом не говорил. Вчера был зарегистрирован законопроект социалистов. Скорее всего, он сегодня будет проголосован. Он предусматривает, что на 1 апреля индексация будет 3,9%. Кроме этого, вторая индексация в этом году будет 1 октября в размере 3,2%. Суммарно более 7%. Это позиция социалистов. Кроме этого, на пасхальные праздники в апреле каждый пенсионер, у которого пенсия меньше 4000 лей, получит от государства 1 000 лей. Это моя инициатива, которая была принята в конце прошлого года. Это вот то, что мы предлагаем. Майя Санду предлагает отказаться от индексации в октябре и сделать только 3,5-3,7% сейчас в апреле. Мы эту инициативу не поддержим. Мы пойдем свои инициативы, которые мы считаем, что для пенсионеров в этих условиях очень важна. Стимас претин, колледжин спунатыт, я вряв своуре санататим примурен тутурор, aveți grijă de cei apropiați. Este foarte important să trecem împreună peste această perioadă. Iar policienilor, în special celor aroganți și îngânfați, să se uite în istorie cu ce au finalizat-o cei aroganți și să ia lecții. Și să se trezească în sfârșit și să înceapă dialogul între instituții. Sănătate, succese și cu Doamne ajută!